Am semnat contractul pentru eficientizarea energetică a imobililor de la Colegiul de Transport, respectiv căminul pentru internat pentru elevi și sala de sport de la acest colegiu. Face prin acest lucru o reducere substanțială la ce înseamnă consumul, dar și din punct de vedere urbanistic și din punct de vedere al calității acestor clădiri pentru utilizare, facem un pas important, pentru că dincolo de eficiența energetică discutăm și de dotări care sunt luate în calcul la acest obiectiv. O să eliberăm autorizația de construcție foarte rapid la Colegiul Dr. Ioan Meșotă și aici discutăm tot despre un proiect de acest fel. Avem toate detaliile parcursei, avem achiziția făcută, eliberăm autorizația de construcție și cât de curând ne vom apuca de treabă și la acest colegiu. De asemenea, la Andrei Mureșanu este tot o lucrare de acest fel, tot pe eficiență energetică. Și un alt proiect care la fel se încadrează tot pe aceeași axă sau pe acest domeniu de activitate, de eficiență energetică, dotări, echipamente și creșterea eficienței energetice, dar și al dotărilor care sunt necesare pe aceste obiective în domeniul educațional. Discutăm și de Colegiul Transilvania, care este pe programul operațional regional cu finanțare accesată de la Uniunea Europeană, care la fel are un parcurs bun și acolo vom apuca de treabă în următoarea perioadă, după ce parcurge și aici procedurile care sunt într-un stadiu final.